Să deschidem Scripturile. Pentru seara aceasta, tot la Cartea Iov, la ultimul capitol, capitolul 42, de unde citim primele 6 versete. Iov, capitolul 42, primele 6 versete. Să ascultăm. Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și îți voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Amin. Doamne, atinge inimile noastre. Și în această seară, Doamne, fii bun cu noi. Și dă-ne mai mult decât merităm. Pentru că dacă ne-ai da mereu cât merităm, ar fi atât de puțin. Ar fi uneori deloc. Dar, Doamne, pe mila Ta ne bizuim noi, pe bunătatea Ta. Și privește nu la meritele noastre, ci privește la nevoile noastre. Privește la inimile noastre, Doamne, și la mințile noastre sărace și care au mare trebuință de prezența Ta, de lucrarea Ta, Doamne, și atinge-ne din nou cu cuvântul Tău. Dar mai presus de toate cuvintele pe care le voi rosti aici, Doamne, fie Duhul Tău la lucru. În chip nevăzut, dar autoritar, cercetează-ne, Doamne, și fie seara aceasta o seară în care chiar așa să simțim că Tu ne vorbești. Și că de la Tine vin aceste cuvinte și că sunt mereu spre întărire, spre zidire, spre înviorarea noastră, Doamne. Și în aceste vremuri, cu atâtea apăsări, cu atâtea vești, cu atâtea suferințe alături de noi, Doamne Dumnezeule, ai milă de noi de toți. Și ne dă, Doamne, gândul cel bun, ne dă, Doamne, speranță, nădejde, Doamne, o mai mare credință în Tine, Doamne. Îți mulțumim și pentru cuvântul din această seară, Doamne, și pentru aceste seri pe care Tu ni le-ai dat ca un buchet înmiresmat. Și fie, Doamne, numele Tău lăudat pentru toate, de acum și în veci. Amin. Să ne așezăm. Continuăm, iubiții mei, să vorbim despre întâlnirile vieții, așa cum le regăsim în intriga cărții Iov. Aseară vorbeam despre întâlnirea majoritară cu cei mulți, am putea spune, pentru că sunt trei prieteni ai lui Iov. Iov este singur și spuneam că prietenii lui Iov, știți bine cei care ați fost, ceilalți doar o mică recapitulare, prietenii lui Iov merg toți pe aceeași teologie, cu cuvinte diferite, în stiluri diferite, că omul e stilul, dar toți sfârșesc prin aceeași teologie, anume teologia retribuției. Ei pricep și interpretează suferința în termeni omenești, în termeni care funcționează în viața fizică, viața pământeană, anume că dacă există un efect, trebuie să aibă neapărat o cauză. Afirmam aseară, acum doar repetăm, că în lumea spirituală lucrurile nu merg așa. Dar noi, fiind pământești, mereu vom încerca și pe acelea de sus să le interpretăm ca pe cele de jos. Așa se face că uneori suferința, precum suferința lui Iov, nu are o cauză. Înțelegeți? O cauză umană, pământească. Că oricât de mult sapi, nu vei ajunge nicăieri, pentru că nu există ceea ce cauți. Unele evenimente din viață pur și simplu se întâmplă, sunt acauzale, se spune în filozofie, acauzale. Dar mintea noastră nu e mulțumită cu asta. Pentru că nouă ne trebuie explicații, pentru că noi vrem să știm de unde ni se trage, de ce a pățit el și nu altul, de ce așa și nu altfel.
Noi vrem să știm și asta ne pune la pământ. Teoria aceasta sau teologia aceasta a retribuției este ceea ce ne urmărește pe toți, nu doar pe prietenii lui Iov, și de obicei majoritatea cu care intrăm în contact în vremurile noastre grele poartă în minte, uneori pe buze, teoria retribuției. Asta face ca să amplifice durerea noastră, ca și cum n-ar fi de ajuns, o amplifică. Dar slavă Domnului, vom vedea în această seară, Iov nu se întâlnește doar cu prietenii lui, cu Elifaz, Bildad și Țofar, ci Iov se întâlnește undeva în capitolul 32, se întâlnește cu un altul, să-i zicem și acestuia prieten, acesta chiar i-a fost mai prieten, și care spre deosebire de ceilalți trei este unul singur, adică observați o disproporție, ei sunt trei și acesta pe care încă nu vi l-am spus cum îl cheamă, acesta e unul singur. Adică dintr-o dată vedem că următoarea întâlnire de care ne ocupăm în seara aceasta nu mai este cu trei, ci este cu unul. Deci o disproporție, ceea ce anunță următorul principiu, că majoritatea din jurul nostru, ca din jurul lui Iov, vor fi cu teoria retribuției, dar slavă Domnului, zic a doua oară, că este măcar unul, și acum zic, măcar câte unul, mereu ăștia-s mai puțin decât ceilalți, care nu merg pe linia asta, care nu merg pe teologia aceasta. Iar acest unul singur, deja știți la cine mă refer, pe acesta îl cheamă Elihu. Elihu. Elihu este o surpriză a cărții Iov. Și multe capitole cu începere de la 32 vorbește numai Elihu și trebuie să spunem, dragii mei, că privind la toate discursurile din carte, și afirmația aceasta e o afirmație tare, aproape surprinzătoare, să știți că numai Dumnezeu vorbește mai bine decât Elihu. Repet, numai Dumnezeu în carte vorbește mai bine decât Elihu. Adică, frate Ghiță, Elihu vorbește mai bine decât Iov? Da. După principiul că cel sănătos și mai ales tânăr, cu minte odihnită, mereu va avea un discurs mai bun decât cel necăjit, abătut, zdrobit, fără speranță. Adică el vorbește mai bine decât ceilalți trei? Da, mult mai bine. Păi bine, frate Ghiță, și dacă lucrurile stau așa, de ce nu-l găsim în lista din prolog și din epilog, unde se enumeră mereu trei, deși noi vedem că de-a lungul cărții apare un al patrulea? Răspunsul cel mai obiectiv și probabil cel mai logic este, din cauza vârstei nu este trecut în listă. Pe vremea aceea, dacă erai tânăr, nu erai trecut în listă. În care listă? În nicio listă. Elihu e prea tânăr ca să fie nominalizat și tinerețea lui, care este un handicap în epocă, el o scoate în evidență la începutul capitolului 32, unde, dacă vă uitați, spune că după ce i-a ascultat pe toți aceștia și nu mai aveau nimic să spună, cei trei prieteni, Elihu și-a făcut curaj și a zis: v-am ascultat, am dat cinste bătrâneții, am dat cinste perilor cărunți, v-am ascultat cu atenție și cu respect, n-am intervenit, nu v-am întrerupt, am dat dovadă de bună creștere. Eu sunt cel mai tânăr, îmi văd lungul nasului. Dar acum, dacă ați spus tot ce ați avut de spus, auziți, vreau să spun și eu ce gândesc. Și Elihu începe să spună ce gândește. Și când își deschide gura Elihu, vorbește mult mai bine decât ei spre smerirea celor trei. Slavă lui Dumnezeu că în lumea asta nu sunt doar cei trei, ci este câte un Elihu care îi face de rușine, el mic, tânăr, netrecut pe listă. El care pare că vine din neant, din spuma mării, nu știi de unde vine, din cer. Unii comentatori zic, poate că a fost un înger cu chip de om, că se mai întâmpla. După nume, să știți că Elihu a fost singurul evreu după nume din carte. Iov după nume nu e evreu, prietenii lui nu sunt evrei. Asta se pare că e singurul.
Am rugămintea, dragii mei, și să știți că aceste două predici vă veți putea bucura de plin de ele dacă recitiți cartea Iov. Eu nu vă pot obliga. Eu nu vreau să vă controlez. Nici pe copiii mei nu-i mai controlez, sunt majori. De acum ei ar trebui să facă dacă fac ceva. Dar vă rog, vă îndemn, citiți cartea. Lăsați-vă provocați de aceste două predici. Citiți cartea. Conectați-vă cu textul. Noi aici nu putem citi capitole la rând. Citiți în taina serii, în liniște, după ce dorm copiii. Adânciți-vă în lectură. Veți vedea că de-a lungul acestor capitole în care vorbește Elihu, vorbește atât de bine despre Dumnezeu, vorbește atât de corect despre suferință, cât poate un om să înțeleagă suferința. Este destul de respectuos cu Iov, oricum mai respectuos decât prietenii ceilalți. Are o atitudine mai corectă și față de Dumnezeu, și față de sine, de propria lui tinerețe și față de Iov. Și iată-l pe acest Elihu care, spre deosebire de teoria retribuției, de fapt Elihu nu are retribuție. Elihu, dacă vreți să vă notați un cuvânt în dreptul discursurilor lui, Elihu are ceea ce noi vom numi reflecție. Reflecție. Care e diferența dintre retribuție și reflecție? Retribuția duce la sentințe. Mai devreme sau mai târziu, rostește ce? Sentințe. Și cade sub incidența predicii de pe munte, unde Domnul spunea nu judecați ca să nu fiți judecați. Acolo nu înseamnă nu evaluați, ba evaluați. Acolo nu judecați, nu osândiți, ca să nu fiți cum? Osândiți. Retribuția ajunge la sentință. Reflecția niciodată. Reflecția este partea calmă, inteligentă, atitudinea inteligentă, de bun simț. Reflecția are foarte multă inteligență și foarte mult respect față de suferință, față de Dumnezeu, față de taina numită Dumnezeu, taina numită suferință, taina Iov, taina Elihu, orice taină. De o vreme încoace, știu, cred că ține și de vârstă, și cu vârsta ar trebui să ne facem mai înțelepți. Și eu încerc să răspund la problemele grele, complicate, pe care oamenii mi le aduc. Încerc să răspund prin reflecție și uneori răspund cu întrebări. Oamenii nu sunt mulțumiți, am văzut, pentru că ei ar aștepta de la mine răspunsuri de care? Clare, definitive. Dar cum eu nu am revelații imediate din partea lui Dumnezeu ca să dau, da? Eu deschid mai multe posibilități. Toate câte îmi vin în minte și o fac întotdeauna cu respect. Și am văzut că unii oameni îmi mărturisesc mai târziu, deși am fost indignat pe dumneata că mă așteptam la o chestie de care? Clară, adică să știm care e vinovat, care e bun, să știm care scapă, care rămâne și să știm. Peste timp, când am văzut cum s-au rezolvat lucrurile, mi-am dat seama că atitudinea, frate Ghiță, pe care ai avut-o a fost mult mai corectă, pentru că ai lăsat spații deschise, pentru că ai tratat cu respect, pentru că ai avut reflecție. Să știți că înaintea marilor taine nu putem să venim cu liniuțe, cu subiecte gata făcute, rezolvate, ci venim doar cu reflecții. Priviți împreună cu mine la Elihu, care are patru cuvântări în aceste capitole. Prima cuvântare, capitolul 32 și 33. Și această primă cuvântare stă sub titlu Dumnezeu este mai mare decât omul. Dacă vreți vreodată să citiți o descriere frumoasă și poetică a lui Dumnezeu, citiți capitolele acestea, 32 și 33. Și veți vedea imagini ale lui Dumnezeu în discursul lui Elihu. Iar concluzia acestui discurs este, Dumnezeu e mai mare. Dacă El e mai mare, omul e cum? Mai mic. Din punct de vedere spiritual, o relație nu poate fi posibilă spiritual decât în condiții de disproporție. Adică trebuie neapărat ca să funcționeze, ca unul să fie mare și unul mic. Nu pot fi amândoi cum? Mari. Și nu pot fi amândoi cum? Mici. Știu că vă spun ceva, dar în cele spirituale, în cele pământești, e altceva. Dar în cele spirituale, de aceea, relația dintre om și Dumnezeu este posibilă, funcțională, rezistă pe viață, dar nu numai o viață, rezistă, noi credem, în eternitate, veșnic, pentru că mereu Dumnezeu e cel mare, cel tare, cel atotputernic.
Iar noi suntem mereu cei mici, cei neștiutori, cei în permanentă nevoie de El. Iar ceea ce îl ține pe om de Dumnezeu, ceea ce leagă de Dumnezeu, este dependența disproporției, adică omul se vede exact cum e și îl vede pe Dumnezeu în măreția lui, slăvit să fie El. Elihu, în primul discurs, și vă rog să citiți, să vă bucurați de text, Elihu, în primul discurs, îi spune lui Iov: Iov, Iov, eu nu știu care e cauza suferinței tale, cum aș putea să știu? Eu nu mă aventurez în explicații, eu doar atâta pot să spun că în mijlocul suferinței tale, a lumii, Dumnezeu rămâne mare. Dumnezeu rămâne pe tron. Dumnezeu rămâne în control. Vorbesc și eu ca orice păstor, uneori la funerarii, la înmormântări. Și uneori să știți că sunt înmormântări cu mare jale, pentru că cineva a plecat prematur, zicem noi. Întotdeauna mă străduiesc, nu spun că și reușesc, dar cel puțin mă străduiesc să duc predica mea spre acest final. Orice vedem noi aici, ce vedem aici este cumplit. Dacă am putea să ne ridicăm ochii, eu zic întotdeauna dacă am putea, că poate nu putem atunci, dar dacă am putea, dar nu ochii aceștia, îi ai inimii. Dumnezeu e mare. Mai ales în necazurile noastre, Dumnezeu rămâne cu adevărat punctul fix, ca să nu ne pierdem credința, speranța, să nu ne pierdem mințile, să rămânem cu mintea întreagă pe cale, în preajma lui Dumnezeu. Primul discurs al lui Elihu, despre asta e vorba, Dumnezeu este mare. Al doilea discurs îl găsim în capitolul 34. Observați, vă rog, că după discursurile lui Elihu, Iov nu mai răspunde. Elihu vorbește cursiv. Capitolul 34, dragii mei, stă sub titlu O apărare a dreptății lui Dumnezeu. Cumva Elihu merge mai departe în teologia lui înaltă și spune Dumnezeu nu e doar mare, ci în virtutea măreției sale, Dumnezeu este cum? Drept. O dreptate pe care nu o putem înțelege, nu o putem explica. O dreptate care ia în calcul amănunte, elemente pe care noi oamenii nu le avem, pentru că noi avem vederea scurtă, noi înțelegem puțin, noi abia înțelegem punctual viața, punctual, adică când ni se întâmplă câte ceva. Uneori noi, ca oameni, înțelegem retroactiv, adică înțelegem câte ceva, dar numai după ce am trecut deja de momentul acela, cu întârziere. Atâta poate omul. Elihu spune în capitolul 34, Dumnezeu este drept și dreptatea lui nu seamănă cu dreptatea omului, spre deosebire de dreptatea omului care uneori este răzbunătoare, omul își face dreptate răzbunându-se, sau cum să spun, pentru că trebuie să se știe, să fie, să clarificăm. Dumnezeu face dreptate fără să se răzbune. Și dreptatea lui este parte din natura lui și Iov trebuie să audă în acest discurs al doilea despre dreptatea lui Dumnezeu. Apoi mergem la al treilea discurs al lui Elihu, capitolul 35, unde subiectul ar fi revendicarea lui Iov de a avea dreptate, pune la îndoială, auzi, aici este partea cea mai îndrăzneață a lui Elihu, pune la îndoială dreptatea lui Dumnezeu. Asta este partea cea mai polemică din discursul lui Elihu. Și acum vă rog să mă urmăriți. Îi spune cu delicatețe lui Iov: Iov, tu ai dreptate. Eu îți dau ție, ziceți, dreptate. Doar că, vezi tu, dacă am admis că Dumnezeu are dreptatea lui și tu o ai pe a ta, între aceste două dreptăți va fi o tensiune și deja te-ai pus în tensiune cu Dumnezeu pentru că îți impui dreptatea ta, care se prea poate să nu corespundă cu dreptatea cui? A lui Dumnezeu. Știți că de obicei cele de pe pământ nu corespund cu cele din ceruri. Și mai știți că îngerii la nașterea Domnului cântau împreună cu păstorii, mă rog, sau pentru păstori, da? Că cele de sus și cele de slavă Dumnezeu în cerurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și Domnul Iisus în rugăciunea Tatăl nostru a spus, precum în cer, așa și pe pământ, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Năzuința cumva a lui Dumnezeu și a creștinismului, a bisericii, este să unească cerul cu pământul. În realitate, în mod deplin,
ele nu se vor putea uni decât atunci când se va schimba și cerul și pământul și va fi un cer nou și un pământ nou, din nou aceeași realitate. Adă, Doamne, ziua aceea, când și noi vom fi cu trupuri de slavă, trupuri noi, fără dureri și imperfecțiuni. Ce bun și mare e Dumnezeu! Capitolul acesta, 35, dacă îl veți citi, veți vedea, e cel mai scurt de altfel, și veți vedea cum Elihu încearcă să ajungă la inima lui Iov și să-i spună: nu te mai îndreptăți atât de mult înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă tu ai, ziceți, dreptate, nu inventezi nimic. Nu cumva atitudinea ta, Iov, să țineți minte asta, pentru că vom reveni la ea pentru ultimul capitol, nu cumva atitudinea ta, da, a unui om deosebit, noi știm că tu ești un om deosebit, dar nu cumva cu atitudinea asta să-l superi pe cine? Pe Dumnezeu. Nu cumva să-l provoci peste măsură pe Dumnezeu. Știu că aceasta e o lecție grea. Știu. Știu că nu e ușor și știu că ne cere timp să ne maturizăm în credință, că atunci când dăm de greu cu adevărat și când nimic nu mai știm explica, nimic nu mai putem spera, totuși să nu-L supărăm pe Dumnezeu, cu dreptatea cui? A noastră. Uneori mai greu de dus decât suferința în sine este faptul că ai dreptate. Sau ziceam zis, mai greu decât suferința e faptul că ai dreptate. Aia te distruge mai mult, ne distruge mai mult. Și dreptatea devine un bumerang care se întoarce împotriva noastră, dar în condițiile în care plecăm de la premisa chiar ai dreptate, nu ai inventat, chiar ai dreptate. Poate cea mai grea lecție pe care o învățăm cel mai greu este că în anumite momente să luăm dreptatea noastră reală și să o băgăm în buzunar și să spunem: nu are nimeni dreptate. Nici eu nu am dreptate. Dreptate are deasupra noastră a tuturor Dumnezeu. Înțelegeți ce face Elihu cu Iov? Face ceea ce am numit noi acum creștinește cateheză. Face cu el terapie. Ca un duhovnic neașteptat, atât de tânăr, vorbind atât de bine. Al patrulea și ultimul discurs, capitolul 36 și 37. Natura relației lui Dumnezeu cu lumea. Natura relației lui Dumnezeu cu lumea. În aceste două capitole, dacă le veți citi, veți vedea cum Elihu interpretează modul în care se raportează Dumnezeu la lume, dar este o perspectivă diferită de cea a prietenilor lui Iov, o perspectivă mai realistă, mai caldă, mai calmă, într-un fel, o perspectivă mai cuprinzătoare, în care îl vede pe Dumnezeu ca susținător al lumii, dar un susținător, să zicem, discret, atotputernic, dar discret. Ei bine, dacă ar fi să facem o sinteză și să spunem trei atribute pe care le scoate în evidență Elihu în discursurile lui despre Dumnezeu, aceste atribute sunt: în primul rând, Elihu scoate în evidență știința lui Dumnezeu. Până acolo o duce încât spune: dacă suntem sinceri și dacă avem un moment de înțelepciune și de sinceritate, ar trebui să ajungem la concluzia că, deși știm multe, noi în raport cu El nu știm nimic. Și că toată știința noastră mai degrabă ne produce durere decât să ne producă, nu știu, mulțumire, liniște. Mai degrabă ne umple de neliniște. Iată știința lui Dumnezeu. Al doilea atribut divin pe care îl subliniază Elihu este dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu. Trebuie proclamată dreptatea lui Dumnezeu, citim în capitolul 34, în 35, lamentarea lui Iov devine un afront la adresa dreptății divine și dreptatea lui Dumnezeu are ultimul cuvânt și el rămâne suveran prin dreptatea lui. Orice am face noi, nu ne putem împotrivi, nu putem schimba lucrurile, nu le putem repara, nu putem să avem întotdeauna deznodămintele pe care ni le dorim în viață, în viața reală. Cu siguranță v-am mai spus eu vorba aceasta, așa mi-aduc aminte, că undeva la o predică pe aici am spus-o. Citeam un scriitor francez care zicea la un moment dat, și a rămas o maximă după el:
Există oameni în viața mea împotriva cărora nu se cade să am dreptate. Sigur am zis-o. Pentru mine maxima aceasta e una dintre acelea puține care îmi călăuzesc viața. Știu, nu e scrisă în Biblie, dar sună bine. E născută din experiență și din înțelepciune. Există oameni în viața mea împotriva cărora nu se cade să am dreptate, chiar dacă punctual ei pot fi în eroare, oamenii aceia. Adică eu aș putea să-i ajut, să spun că nu e așa, dar pentru că le port un respect atât de mare, asta e ideea, pentru că între mine și ei e o diferență atât de mare, chiar dacă i-am prins într-o eroare, că omul poate fi într-o eroare, chiar dacă aș zice aș avea ce? Dacă aș zice dreptate. Sunt oameni împotriva cărora nu se cade să am dreptate. Și acum eu zic, dacă sunt asemenea oameni și eu am asemenea oameni, câțiva, ăștia sunt mereu câțiva, împotriva cărora, credeți-mă, nu vreau să am dreptate niciodată. Aș putea, evident că aș putea, dar aș fi un om mic. M-aș simți murdar după aceea. Înțelegeți? Există oameni de o anumită vârstă, statură, împotriva cărora nu se cade să ai dreptate, dacă ai înțeles. Păi dacă există oameni unde nu se cade, eu vă întreb retoric, atunci cum ar trebui să fim în raport cu cine? Cu Dumnezeu. De aceea v-am zis, ca să punem prin comparație. Dacă până și anumiți oameni ar trebui să se bucure de respectul nostru total pe viață. Dar Dumnezeu. Adăugați după știința lui Dumnezeu și dreptatea lui, suveranitatea lui Dumnezeu. În discursul lui Elihu, să știți că suveranitatea lui Dumnezeu strălucește într-un mod aparte. Și Elihu reușește, parcă ar fi un înger, vorbind mai bine decât toți, să facă o adevărată teologie a lui Dumnezeu sau ceea ce în dogmatică se numește teism. Teism, adică învățătura despre Dumnezeu. Iar dacă îmi îngăduiți acum, înainte de a merge la ultima întâlnire a lui Iov, dacă îmi îngăduiți să rezum totul într-un singur cuvânt, tot ce spune Elihu despre Dumnezeu, toată teologia aceasta despre Dumnezeu, Elihu de fapt susține, și am să introduc un cuvânt cu totul nou, nou și pentru specialiști, pentru mulți care studiază teologie, dar considerați-l cuvântul serii și un mic cadou din partea mea, pentru că oricum plec în seara asta. Considerați-l un cadou. Se numește în dogmatică aseitatea lui Dumnezeu. Aseitatea e un cuvânt românesc, dar e foarte tehnic, foarte de specialitate. Aseitate vine din greacă și aseitate înseamnă caracterul lui Dumnezeu de a fi imuabil, nemișcat, mereu drept, rectiliniu. Mereu autentic, mereu adevărat, mereu viu, mereu adăugați orice, totul potrivește, dar spunem mereu la fel. Și aseitate înseamnă că Dumnezeu este singura ființă care există fără să aibă nevoie de o cauză exterioară ca să existe. Noi toți, ca să existăm, avem nevoie de mai multe cauze exterioare. El există fără să aibă nevoie. De aceea despre El se spune aseitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu există prin sine însuși. Nu are nevoie de cauze exterioare. Nu e dependent de nimic. Dacă mi-îngăduiți, să știți că discursul lui Elihu subliniază într-o manieră poetică și profundă ce am zis. Care era cuvântul? Aseitatea lui Dumnezeu. Capacitatea lui Dumnezeu de a-și fi suficient sieși, de a nu avea nevoie de nimeni. Nu doar că e viu, că trăiește, e principiul vieții. Nu doar că e sănătos Dumnezeu, e principiul sănătății, nu? Nu doar că poate face ceva, e puterea întruchipată. Vedeți? Natură, nu potențial, nu potență, ci natură. Slăvit fie Dumnezeu.
Fie că acest discurs al lui Elihu, pe care vi l-am prezentat doar în sinteză, să ne umple de respect în seara aceasta pentru Dumnezeu. Și dacă vreți să ne aplecăm sau să venim înaintea Lui cu mai mare respect, cu mai mare smerenie înaintea Lui Dumnezeu. Într-un fel, să știți că Elihu îl cheamă pe Iov la smerenie, nu-l acuză de nimic, mă înțelegeți? Nu polemizează cu el, ci îi spune, nu cumva Elihu, în necazul tău, să fii un rebel, nu cumva Iov, să fii un rebel, nu cumva, tu ești prea bun, Iov, tu ești prea bun, tu chiar ai un context foarte bun și un istoric foarte bun, nu strica lucrurile acum, în mijlocul necazului. Ultima întâlnire a lui Iov nu este cu Elihu, dragii mei, ci ultima întâlnire a lui Iov este cu Dumnezeu. Pentru că după Elihu, să știți că Iov nu mai vorbește, ci vorbește direct cine? Dumnezeu. Înainte de a trece la această ultimă întâlnire, aș vrea, dragii mei, să vă spun, nu că n-ați fi priceput asta, dar e bine să o rostim, că Dumnezeu e atât de bun încât îngăduie în viața noastră, pe lângă mulți prieteni cu retribuția, să apară câte unul care vine cu reflexia. Și credeți-mă și vă rog să credeți asta. Nu ne lasă Dumnezeu fără câte un Elihu prin preajmă, care ne mângâie inima, care ne educă mintea, care ne spune ce nu ne-au spus majoritatea. Iar Elihu poate să fie o persoană reală, poate să fie un material video pe care îl urmărești pe internet, pentru că nu ai fost acolo, știi? O mărturie, o carte, mă înțelegeți? O întâlnire, Elihu nu e neapărat numai o persoană, Elihu poate fi o circumstanță, poate fi o seară ca asta, poate fi un Elihu, știți? Un Elihu. Poate fi o frază, un cuvânt. Elihu poate să ia diferite forme, dar slavă Domnului, nu avem numai pe aceea. Din când în când, Elihu este printre noi, că nu ne uită Dumnezeu. Dacă nu zic prea mult, hai să spun și asta. Poate că rugăciunea seriei ar trebui să fie, Doamne, fă-mă și pe mine un Elihu pentru alții. Fă-mă așa pregătit cum a fost el. Nu contează că nu sunt pe liste, nici nu vreau pe liste. Nu contează că nu mă convoacă, știți? Nu contează că am handicapul vârstei sau nu știu. Nu contează. Să am eu inima corectă, să am eu mintea corectă, să am atitudinea corectă. Să ne facă Domnul Elihu. Fii pentru cel drag al tău un Elihu, nu fii dintre ceilalți. Ultima întâlnire, cum vă spuneam, după întâlnirea cu prietenii și cu Elihu, este întâlnirea cu Dumnezeu. Iar dacă la prima întâlnire aceea cu prietenii mă refer, am avut retribuție, dacă la cea cu Elihu am avut reflecție, atunci când spunem Iov și Dumnezeu, aici avem, ca să vă dau un cuvânt și aici, revelație. Iov nu... Iertați-mă, Dumnezeu nu-i dă un răspuns lui Iov, unul la unul, adică să văd ce întrebări ai pus și la fiecare întrebare, unul, doi, începe să răspundă. Dumnezeu nu răspunde punctual la întrebările lui Iov, de fapt, nu răspunde la nicio întrebare. Dacă vă uitați în tot discursul, da, care îl are Dumnezeu în fața lui Iov, nu răspunde la nicio întrebare. Prin urmare, Dumnezeu nu-i dă un răspuns, cum un om poate să dea răspuns la alt om, ci Dumnezeu îi dă mai mult, că Dumnezeu e mai mult decât omul, îi dă o revelație. Prin urmare, în cele două întrebări cumva ridică Dumnezeu și răspunde la ele de-a lungul discursului său, la prima întrebare se răspunde în capitolele 38, 39 și 40 până la versetul 5, 40 cu 5, unde cumva întrebarea din spatele discursului este, ce știi tu, Iov, despre felul în care eu am conceput lumea? Ce știi tu despre felul cum am conceput eu lumea? Și cumva îl ia pe Iov și face cu el un tur al creației și îl duce drept până la Geneză. Și zice, Iov, hai să te întreb ceva. Și îi zice, Iov, tu ce știi despre toate acestea? Ce știi tu când eram... Zice, am făcut lumea, am creat animalele, am creat păsările, am creat monștri, monstru marin, știți că apare monstru de uscat, da? Am creat toate acestea. Iov, când eu făceam toate acestea, unde erai, ziceți? Tu.
Iov, să mă ierți, parcă vrea să spună Domnul, acolo este un fel de ironie, să mă ierți că am uitat să te chem, să mă ierți că am uitat să te chem, eu am făcut fără tine, acum am dau seama, să mă ierți. Iov, tu ai fost marele absent din actul creațional, unde erai tu? Simțiți forța aceasta a ironiei? Simțiți forța argumentului? Dumnezeu nu-i răspunde la întrebarea de ce te-ai îmbolnăvit tu, Iov, de ce s-ai îngropat toți copiii, Iov, ci îl duce la creație, spune, unde erai tu când eu cream lumea? Imaginea cu care vine Dumnezeu în revelația sa este imaginea de creator, creația. Iubiți, frați și surori, mai ales în mediul nostru evanghelic, știu ce spun și eu mă fac parțial vinovat de asta. Foarte rar vorbim despre Dumnezeu creatorul. Foarte repede sărim la Dumnezeu mântuitorul, răscumpărătorul, răsplătitorul. Corect și asta, sigur că e corect. Dar prea ardem etapele, prea puțin. Noi nu avem o teologie a creației. Noi, mediul evanghelic, nu avem. De câte ori ați auzit predici despre Dumnezeu creatorul? Dar uitați-vă la predicile apostolilor Petru și Pavel din Fapte, că doar a lor le avem în sinteză, și veți vedea că în acele predici apare aproape de fiecare dată Dumnezeu care a creat lumea. Uitați-vă la rugăciunea bisericii din Fapte, capitolul 4, și veți vedea că așa începe: Tu, Doamne, Stăpâne, Doamne, care ai creat cerul, pământul și marea. Uitați-vă în devoțiunea bisericii primare, în predicarea ei, uitați-vă în epistolele apostolului Pavel, cum adesea este elementul creațional. Dumnezeu se revendică pe sine, Dumnezeu se prezintă pe sine nu ca mântuitor, în primul rând, ci ca unic și mare creator. Vezi, zice, frate Ghiță, dar cu ce mă încălzește pe mine în necazul meu? Să știu că Dumnezeu a creat lumea, a creat, vorba lui Pavel, văzutele și nevăzutele. Și acum aș vrea să vă conving de asta. Păi tocmai aici este argumentul ultim. Că într-un moment în care tu punctual, tu, la modul concret, treci printr-un necaz, toate ți s-au unecat, toate s-au distrus, nu? Într-un anumit fel. În momentul acela, dacă cineva ți-aduce aminte, și mai ales dacă iată o face Dumnezeu în felul lui, și ți-aduce aminte că Dumnezeu a creat lumea și ține toată această creație, eu întreb, nu este o încurajare și pentru situația ta? Că Dumnezeu, dacă a creat lumea, nici pe tine nu te lasă și e puternic Dumnezeu și te va reface din cioburi și îți va da un viitor și o nădejde, pentru că El nu e mântuitor, ci în primul rând e creator. Și dacă va face un cer nou și un pământ nou, o parte din căderile noastre mentale, spirituale, mă refer în necaz, când ne prăbușim, când cădem în apatie, în depresie la un moment dat, poate chiar cronică, da? Dependenți de medicamente, când ajungem în situația aceea, noi de fapt nu L-am uitat pe Dumnezeu care mântuiește și care răsplătește, noi L-am uitat pe Dumnezeu care ce-a făcut? A creat. Pentru că puterea lui Dumnezeu se vede cel mai mult în creație, așa cum în salvare se vede dragostea lui Dumnezeu. Și în răsplătirea viitoare, nu? Se vede o altă dimensiune din Dumnezeu. Dar dacă El ține în mână, dacă El totul ține în mână, nici pe mine nu mă va uita Dumnezeu. Iov trebuie să audă lucrul acesta. Iov trebuie să se rușineze, să se smerească înaintea lui Dumnezeu și să recunoască: te rog să mă ierți că n-am fost prezent, dar văd că tu te-ai descurcat foarte bine și fără mine. Iov trebuie să învețe acea lecție usturătoare, anume că omul poate să lipsească și lucrarea merge înainte, se face creația, ba chiar se face bine, Domnul a văzut că toate erau bune și foarte bune, fără Iov, adică fără om, Dumnezeu lucrează. Dacă creația s-a făcut fără om, oare vei putea să crezi că și izbăvirea ta se poate face fără tine numai prin puterea lui Dumnezeu? Înțelegi? Fără om. Asta ne învață lecția creației, că totul s-a făcut fără om. Știu că nu ne place, că am vrea și noi, dar a avut suficientă inteligență Dumnezeu ca să-L creeze pe om ultimul, ca să nu-L încurce. Știți ce zic? Să nu-L încurce, că omul s-ar fi băgat în zilele creației, adică nu s-ar fi simțit El important. Și Dumnezeu a zis: lucrez liniștit și la urmă îl creez pe El. Și eu predau, asta este, poftim. Păi nu așa este ordinea creației?
Știu că nu prea ne convine, dar omul apare ultimul în actul creațional. Pentru că omul este ultimul, rămâne ultimul, sau cum să spunem, da? În raportul acesta vertical cu Dumnezeu. Cine ne-a spus că suntem primii? Cine ne-a spus, ne-a mințit? A doua întrebare la care răspunde Dumnezeu în capitolul 40 de la versetul 6 până la capitolul 42 versetul 6, deci 40 cu 6 până în 42 cu 6, noi am citit ultimele versete, este: poți tu, Iov, asta e întrebarea din spate, poți tu, Iov, să instaurezi dreptatea pe pământ? Auzi întrebare. Prima a fost: unde ai fost tu când eu am creat? A doua: poți tu să instaurezi dreptatea pe pământ? Pentru că Iov, cam asta spune textul în subtext, uite, intru în jocul tău și te văd foarte hotărât, hai că te las să fii, cum zice titlul ăla de film, Dumnezeu pentru o zi. Hai că te las în locul meu. Hai că schimbăm locurile pentru o zi. Îți ajunge o zi? Îmi ajunge. Că dacă ești Dumnezeu, o zi, multe faci. Și ca om faci multe, dar păi, dacă ești Dumnezeu. Iov, tu poți instaura dreptatea? Ia, te rog, de la mine această putere și du-te pe pământ de-a lungul și de-a latul, dar nu ca un om, ci ca Dumnezeu care poți să fii peste tot și rezolvă toată nedreptatea din lume. Fă tu dreptate într-o parte și ai să vezi cum sporește nedreptatea unde? În cealaltă parte. Mulțumește-i tu pe unii și ai să vezi cum îi nemulțumești pe care? Pe ceilalți. Adu zâmbet la cineva și ai să vezi cum aduci lacrimă la altcineva. Iov, ți se pare că eu nu lucrez cu dreptate pentru că tot te-ai aruncat la și mi-ai pus o grămadă de întrebări și cumva înțeleg că vezi în mine nedreptate. Uite, eu mă dau bătut, spune Dumnezeu. Intră tu în scenă și fă tu dreptate. Ei bine, înainte acestor două provocări, Iov are reacția din capitolul 42 pe care aș vrea să o proiectăm. Este vorba de versetul 5 și versetul 6. Hai să o citim de pe videoproiector. Asta este capitularea lui Iov. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu ce-a făcut? Te-a văzut. Spuneți-mi, e vorba de ochiul acesta? Nu. Ochiul inimii, ochiul minții. Pentru că întotdeauna revelația, care e numai în dreptul lui Dumnezeu, ne deschide nu doar simțurile, aproape că atrofiază simțurile și deschide ochiul interior, ochiul minții. Apoi, de aceea, citiți, mi-e scârbă de mine, sau, o altă traducere, mă detest pe mine, mă detest, mă disprețuiesc. Ați avut sentimentul acesta? Poate da, poate nu. De obicei îi detestăm pe ceilalți. Aici este altceva. Pe mine mă detest. Și acum urmează cheia. Și ce fac? Mă pocăiesc. Păi spune în țărână și cenuș. Mă pocăiesc. Permiteți-mi o întrebare și apoi ultimele trei gânduri și încheiem predica. La cum se laudă Dumnezeu cu Iov în prolog? La cum se laudă Dumnezeu cu Iov în prolog? La cum se justifică punctual Iov înaintea lui Dumnezeu de-a lungul cărții? Vă întreb și vă rog să-mi răspundeți la întrebarea asta. Credeți careva de aici că Iov a fost un om imoral, un afemeiat, un zgârcit, un violator, un răzvrătit, un... Adăugați ce vreți. Cumva v-a lăsat impresia, prologul, ce spune Dumnezeu și ce spune Iov despre sine, în apărarea lui, v-a lăsat impresia că Iov a fost un imoral? Da sau nu? Negreșit nu. Aici avem o dilemă și mă bucur să încheiem aceste seri cu o mare dilemă. Ne va duce mai departe. Cum e posibil ca un om moral, ca un om sensibil la suferința celorlalți? Cum e posibil ca un soț exemplar și un tată exemplar? Știți că el postea pentru copiii lui. Poate că au greșit. Ia să postesc eu, că doar postul și rugăciunea nu-i în plus niciodată.
Dacă din greșeală postești pentru un sfânt, nu e o greșeală, nu e o problemă. Ți se iartă. Înțelegeți? Că poate pruncii lui erau sfinți, dar mai el, știi, ca un tată, tot vrei mai mult. Dar nu e problemă că postești și te rogi. Pe linie, Iov este bine, este moral, sensibil, spiritual. Știu, apare și dilema, nu știm când a trăit Iov. Sunt mai multe teorii despre când a trăit Iov, unde îl plasăm pe Iov în istorie, dar teoria cea mai susținută, la care doresc să rămâneți, pentru că este chiar cea mai susținută, să zic așa, este că Iov a fost contemporan cu patriarhii. Prin urmare, dacă lucrurile stau așa, înseamnă că Iov a trăit înainte de darea la Sinai, ce vreau să spun? Legii. Prin urmare, Iov este moral și sensibil și spiritual, nu pentru că a avut acces la lege și pentru că se teme de lege, ci este toate acestea înainte de, ajutați-mă, lege. Să nu uitați nici detaliul care vi l-am dat, e foarte posibil ca Iov chiar să nu fi fost nici măcar evreu. Ceea ce ne aduce un mai mare respect față de el. Deci ăsta înainte de lege, ăsta în afara poporului, ce va deveni poporul răscumpărat, el de la care nu te aștepți, are o asemenea ținută. Și acum Iov la final zice, ce zice? Mă, ce fac? Mă pocăiesc. Ultima informație a serii, și dacă le uitați pe toate și numai pe asta o țineți minte, eu nu mă supăr. Iubiți frați și surori, asta înseamnă că pocăința e mai mult decât moralitate. Înseamnă că a te pocăi nu înseamnă, nu se referă doar la a ține decalogul, dar trebuie să-l ții. Nu înseamnă a respecta predica de pe munte, dar trebuie să o respecti. Înseamnă că mă pocăiesc are și conotații mai înalte decât conotații morale. Dacă cineva v-a spus prin predici, sau nu știu, prin cântări, că scopul vieții de credință este să fim morali, să nu-l credeți. Scopul nu e să fim morali, ăla e numai începutul, aia e temelia, aia e fundația. Nimeni nu stă într-o casă care are numai ce? Fundație. Nu se poate locui într-o asemenea casă. Moralitatea e numai o premiză care te ajută, îți dă șanse să mergi mai departe. Scopul este să te asemeni cu Dumnezeu, să trăiești în părtășie cu Dumnezeu, să guști prezența lui Dumnezeu, să participi, cum ziceau părinții bisericii, la viața Sfintei Treimi. Auzi? Cu Tatăl, cu Fiul, cu Duhul, ce dimensiune! Când Iov zice, mă pocăiesc, el nu trebuie să-și mărturisească păcatele, că nu avea, adică nu greșise cu voie. Când zice, mă pocăiesc, de fapt, Iov zice trei lucruri, iată-le. Când zice, mă pocăiesc, pentru el înseamnă, mă uimesc. Așa puteți trece, mă uimesc. Pocăința, în faza ei cea mai înaltă, înseamnă o uimire, o admirație profundă a lui Dumnezeu. Pocăința este mai mult decât decalog și predica de pe munte. Este să fii fascinat de Dumnezeu. Iar dacă vreți să treceți ceva la mă uimesc, puteți spune fascinație, despre asta e vorba. Nu vedeți că lucrurile, obiectele, oamenii, tot ce întâlnim noi în viața pământească ne fascinează? Da, ne fascinează. Ne aduc plăcere. Nu păcătoasă, dar ne aduc plăcere. Dar nu vedeți că fascinația nu rezistă în timp? Nu vedeți că un obiect nou pe care ți-l cumperi te va fascina fără îndoială și nu e păcătos să te fascineze, să te împlinească? Doar ai muncit pentru el, doar... Nu? Mai ales dacă vezi în el o binecuvântare a lui Dumnezeu. Dar cât te va fascina, nu rezistă în timp fascinația. Nu putem fi fascinați nici măcar de noi înșine pe termen lung, pentru că mereu vom face ceva, vom gândi ceva care ne va face să ne detestăm pe noi. De aceea, omul însuși nu e un obiect definitiv al fascinației. Totul e temporar, totul e pentru o vreme. Dar dacă Dumnezeu există și Iov a ajuns la concluzia că Dumnezeu există, atunci El este obiectul fascinației definitive. Mă pocăiesc înseamnă mă uimesc de Tine, Doamne. 2. Mă pocăiesc înseamnă mă smeresc înaintea Ta, Doamne. Adică pe lângă fascinație este recunoașterea
recunoașterea ființei lui Dumnezeu, a naturii, a caracterului lui Dumnezeu, și este acest mă smeresc înaintea ta, care smerenia este mai mult decât moralitate. Înțelegeți? Presupune moralitate, dar e mult mai mult decât moralitate. Ca să mă asigur că vă conving, vreau să vă spun scurt un adevăr în care toți credem. L-am văzut uneori. Oameni morali, care toate le împlinesc, da? Creștini morali, principiali, care n-au întârziat odată la biserică, nu zic că n-au făcut altele, n-au întârziat, care n-au spus un neadevăr niciodată, nici când s-au temut, nici când, niciodată, ei n-au spus, care numai adevărul au spus, care totdeauna la ora exactă au fost acolo la biserică, care întotdeauna când au făcut ceva, au făcut perfect, cât poate omul să facă. Cu siguranță ați întâlnit asemenea oameni și care după ce au ajuns la nivelul ăsta de moralitate, pe care îl respectăm și care ne trezește un respect, cad într-o aroganță să te ferească Dumnezeu și într-o judecată amară a semenului. Oamenii aceștia ajung, pot să ajungă din cauza aroganței, să nu mai iubească pe nimeni și după aceea, după ce nu mai iubesc în timp, să nu mai fie cum? Iubiți de nimeni. Aroganța este calea cea mai sigură spre izolare. De aceea mândria e cădere pură. Pentru că tu nu mai poți fi ajutat pentru că te-ai izolat prin aroganță. Nu știu dacă m-ați înțeles. Aroganța este păcatul capital tocmai pentru că te pui într-o situație în care noi nu te mai putem, ziceți, ajuta. Nu te mai putem. Noi toți vedem că nu ești într-o stare bună. Noi toți îți spunem și pe măsură ce îți spunem, tu ne treci la index și ne scoți de pe listă. Și nu trece multă vreme că noi nu suntem fără număr. Nu trece multă vreme până când toți suntem scoși de pe listă. De aceea tu cazi pentru că ești singur. Noi nu mai avem acces acolo. Nimeni nu mai are acces. De aceea pocăința înseamnă nu doar moralitate, ci smerenie profundă. Mă smeresc, zice Iov, mă smeresc. Și trei, mă pocăiesc înseamnă, și să-mi acceptați, vă rog, acest termen, e chiar corect, înseamnă mă cumințesc, mă fac băiat de care? Cu minte. Și, cu gândul la Iov, Iov cred că așa a vrut să spună și așa a rămas, că a mai trăit multă vreme după aceea, știți, finalul cărții. Cred că Iov, în restul vieții, a zis cam așa, orice ar fi să mi se mai întâmple, eu voi fi cu minte și o să am grijă cum vorbesc și cu oamenii, dar mai ales cu cine? Cu Dumnezeu. O cumințenie înaltă. O cumințenie care nu e slăbiciune, care nu înseamnă că n-ai ce să spui, că nu știi ce să spui, ba nu știi ce să spui și îți vine multe să spui, dar le oprești, le distilezi, te stăpânești, te construiești frumos, te modelezi frumos, știind că atât în bine cât și în rău, Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul fie lăudat, adică El mereu e obiectul, nu? Fascinației, adorației, închinării noastre. Să ne ajute Domnul ca precum Iov să ne pocăim și noi, mai mult decât, cum am zis, moralitate, mai mult, mai mult. Nu vă descurajez, dar credeți-mă, moralitatea nu este numai creștină. Există budiști morali, există musulmani morali, hinduși morali și, țineți-vă bine, atei morali. Moral ca moralitate de bază, vreau să zic. Atei care ne dau clasă. Lucrul ăsta ar trebui mereu să ne pună în gardă și să știm că moralitatea e un bun comun și că moralitatea are de-a face cu omul și aduce multe avantaje asupra vieții omului pe care le-au deprins și alții din alte religii, ba chiar cei fără Dumnezeu s-au prins că e funcțional. Prin urmare, nu e doar a noastră, moralitatea noastră poate fi împărtășită și de alții. Dar are biserica ceva în plus? Are. Are această căldură, această fierbințeală, acest clocot. Să fii în clocot pentru Domnul, să ne ajute Dumnezeu. Înainte de a face probabil rugăciunea finală, înainte de a încheia, aș vrea să vă citesc un fragment dintr-o rugăciune semnată de Efrem Sirul,
unul dintre mari imnografi, probabil primul, secolul IV. E o rugăciune mai lungă, n-am să vă citesc pe toată, dar finalul ei potrivește cu tot ce am predicat azi și chiar cu ce am predicat aseară. Pot să vă citesc? Doamne, Cel ce ai deschis ochii orbului, deschide ochii minții mele, ca totdeauna să privesc la frumusețea Ta. Cel ce ai deschis gura dobitocului, a măgăriței, deschide-mi gura spre slava și lauda darului Tău. Doamne, Cel ce ai pus mării hotar cu cuvântul poruncii Tale, pune hotar și inimii mele prin darul Tău, ca să nu se abată inima mea în dreapta sau în stânga de la frumusețea Ta. Doamne, Cel ce ai dat apă în pustie poporului celui neascultător și împotrivă grăitor, auzi, popor neascultător și împotrivă grăitor, dă-mi umilință și ochilor mei dă-le lacrimi, ca să plâng toată ziua cu smerită cugetare și cu dragoste și cu inimă curată. Doamne, să se apropie rugăciunea mea către Tine, Doamne, și să-mi dăruiești din sămânța cea sfântă a Ta, ca să-Ți mulțumesc și pururea să zic, slavă Celui ce mi-a dat, ca Lui să-I aduc și să mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.